Bun găsit tuturor, sunt Georgiana Ioniță, iar dumneavoastră urmăriți interviurile Spectacola. Alături de mine în platou se află Cristina Vasiu, o artistă tânără, frumoasă, talentată și mai am așa câteva complimente, dar pe care o să ți le spun pe parcursul acestui interviu. Îți mulțumesc din suflet, Georgiana, noi ne știm de ceva ani buni și ești o minune de femeie. Mă bucur tare mult că ne revedem în contextul ăsta. Felicitări pentru tot ce faci, este minunat și îți mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc mult. Uite că ne-am întâlnit aici să ne facem așa un schimb de complimente, da. Dar urmăritorii noștri vor afla imediat și de ce facem aceste complimente. Cristina este cunoscută atât pentru apariția ei la Te cunosc de undeva, la X Factor, două participări la Eurovision în 2015 și în 2017, da. Două competiții. Plus o voce a României, chiar când m-am mutat în București. Ulterior, piesele pe care le-am lansat prin Cat Music, colaborarea cu DJ Sava în 2011, Mamaia în 2010, am câștigat locul întâi. Adică a fost așa, o perioadă cu de toate, festivaluri, apoi industrie. Și acum, în continuare, muncesc pentru proiectul meu, Cristina Vasiu, Poparâmbi, care cumva acum, în ultima perioadă, pentru că s-a schimbat un pic trendul și influențele, merge nu doar spre Poparâmbi, ci spre și o altă direcție, dar o să zic mai târziu despre ce e vorba. Eu voiam să subliniez faptul că încă nu ai împlinit 30 de ani, mai ai așa câteva zile, o lună, cam așa. Așa și este, da. Sunt atât de multe realizări pe care le numărăm, iată, din... N-aș spune atât de multe, atât cât, nu știu, mi-a permis karma și munca și familia, că toate sunt legate cumva, cât s-a putut din perspectiva universului. Așa s-au aliniat astrele până acum, până la frumoasa asta vârstă de 30 de ani. Cu siguranță sunt oameni care au făcut mult mai multe lucruri. Dar fiecare merge pe drumul lui și lucrurile se leagă atunci când trebuie și când ești pregătit să le primești cu adevărat. Așa este, peste o lună de zile schimb prefixul. Drumul acesta pe care îl spui că îl ai și la care ai muncit și pe care îl construiești zi de zi este un drum pe care tu ți l-ai dorit practic de când erai mititică. Să știi că nu mi l-am dorit încă de mic copil pentru că nu știam exact ce se întâmplă atunci. Pur și simplu m-am trezit cântând în casă pe un lighean. Ulterior la grădiniță am fost puși fiecare copil în parte să cânte un cântec pregătit pentru o sărbare de Crăciun. Educatoarea a auzit o voce, a zis, tu erai, a chemat-o pe mama mea la o ședință, a sfătuit-o să mă îndrume spre un instrument, spre o școală populară de artă, unde să pot să-mi dezvolt veleitățile astea muzicale și bineînțeles că mama mea nici nu știa că eu am voce și talent în sensul ăsta. Pentru că la o altă grădiniță era sfătuită să mă ducă spre zona de design, pentru că, nu știu, aveam o cromatică bună din punct de vedere al culorilor, desenam foarte drăguț și foarte frumos. Mama, cumva tot spre artă, dar nu spre muzică. Și târziu, când am început să înțeleg cu adevărat ce înseamnă muzica și ce emoții îți poate transmite, când am început să înțeleg versurile unei piese, mi-am dat seama că îmi place foarte mult să fac treaba. Nici n-am făcut altceva ce-i drept. Adică nu mă văd făcând altceva. Am făcut o școală cu profil real și liceul la fel, mate, info, engleză intensiv. Făceam matematică, nivelul cel mai avansat, nu știu nimic. Nu mă întreba, deci M1 a fost o tortură. Au fost o tortură cei 4 ani de liceu din punctul ăsta de vedere. Ulterior venirea la București, la jurnalism, radio și televiziune. Am zis că dacă tot în domeniul muzical să cochetezi și cu televiziunea, pentru că e foarte important atunci când dai un interviu să te faci plăcut, să știi ce să spui ca să atragi atenția oamenilor, a publicului. Și am zis că una și cu cealaltă se leagă, merg așa, mână în mână. Dar am rămas pe muzică. Și nu-ți pare rău până la urmă? Încă nu-mi dau seama, fac ceea ce-mi place și sunt atât de dedicată pentru oameni, în primul rând. Nu am gustat din succesul ăla mare. Dar fac cu aceeași pasiune, adică în momentul în care merg în fața oamenilor și cânt, o fac ca și cum aș fi, ca și cum aș avea succesul ăla mare. E adevărat că cea mai mișto senzație pe care am trăit-o pe scenă este acel moment în care publicul îți cântă refrenul unei piese cunoscute. Nu se compară cu nimic și cred că ăla e succesul de fapt, nu euforia aia. Atunci când oamenii știu exact ce ești, cine ești și ce cânți. Au fost 2 ani în care ai fost poate mai departe de
public, în sensul că nu mai fost pandemia. Pandemia, nu au mai fost concerte, poate așa cum erau înainte. N-au fost deloc. Cum a fost pentru tine toată această perioadă? Cum te-ai adaptat? Că am vorbit așa despre o adaptare în toată această perioadă. Noi ca oameni suntem o nație care ne adaptăm foarte ușor tuturor inconvenientelor din jur, pentru că așa suntem concepuți și creați, însă pentru mine n-a fost o perioadă rea. De ce? Pentru că în statul acasă m-a motivat foarte mult să slăbesc. Ajunsesem într-o perioadă nefavorabilă din punct de vedere fizic, dar și al sănătății, pentru că orice om gras n-are cum să se simtă bine și să fie sănătos. Nu eram grasă, dar mă îndreptam ușor spre 70 kg, 68. Am avut în ziua în care am început programul de detoxifiere și ulterior o dietă foarte bine gândită și stabilită de buna mea prietenă, Sonia Burtic, medic nutriționist, care a gândit foarte bine tot acest program al meu. Și ulterior am reușit în perioada pandemiei să dau jos 18 kg. 18 kg? Da, de la 68 de kg până la 50 am ajuns. Și m-am menținut după, adică am terminat tot procesul, cred, după 4 luni. Și de 3 ani sunt undeva la 55 de kilograme, mănânc ce vreau, când vreau, bineînțeles cu proporții, adică nu mai pot mânca foarte mult. Înainte mâncam extraordinar de mult. Spuneai că ai început inițial cu un program de detox. Da. E un termen așa foarte popular, toată lumea îl folosește. Ce a presupus mai exact acest detox pentru tine? Este un program, un program de detoxifiere stabilit pe 7 zile, pe care l-a gândit Sonia Burtic în funcție de preferințele culinare în materie de legume și fructe. Adică bem sucuri, smoothie-uri și o supă cremă de legume în funcție de preferințele fiecăruia timp de 7 zile. Sunt 5 sucuri pe zi plus o supă cremă, deci ai 6 mese cum ar veni, unele smoothie-uri fiind mai consistent, că e mai gros, și sucul din rădăcinoase și așa mai departe, depinde de ce compoziție gândește ea pentru tine acolo, că e personalizat pentru fiecare în parte. Adică ce la mine funcționează s-ar putea la tine să nu funcționeze. Poate tu ai intoleranță la țelină și atunci corpul nu mai funcționează la fel în favoarea eliminării kilogramelor, ci s-ar putea să stagnezi sau s-ar putea să te îngrași, depinde. Sau s-ar putea să-ți facă chiar sau foarte rău. Sau s-ar putea să-ți facă rău, da, dacă ai probleme cu stomacul, sau depinde. De asta e foarte important să te cunoști cu medicul nutriționist înainte, să ai un interviu bazat pe niște întrebări bine stabilite de dânsa și în urma discuției să ia o decizie. Adică, și după sucul ăsta, după 7 zile, am reușit să dau jos 5 kg. Primele 5. Dar știi cum eram după prima zi de detox? Efectiv, bine, asta e și menirea, adică când începe acest program, trebuie în fiecare zi să te cântărești. În prima zi de detox, eu am dat un kilogram 800 de grame jos fulger și atunci a început, de fapt, motivația, când am văzut că funcționează. Bine, e foarte important să ai și un om care să te motiveze din punctul ăsta de vedere, iar eu am avut noroc să dau de Sonia, pentru că m-a ajutat extraordinar de mult, este un om super pozitiv și care știe exact unde să-ți atace motivația ca să poți să funcționezi și să-ți dai silința cât mai mult. Ai mai încercat până la această dietă? Da, am încercat alte diete. Tot ce se poate. Tot ce e pe piață, tot ce s-a încercat, Dukan, Rina, am fost la sală, am mai avut o încercare cu altcineva, pe partea asta de nutriție și nu a funcționat absolut nimic până la Sonia. Nu vreau să pară o chestie super evidentă, dar mie ea mi-a schimbat viața și efectiv de atunci eu am învățat să mănânc sănătos și să am grijă de corpul meu, de mine ca femeie, că nu putem să ne transformăm în niște monstre. Ai punctat foarte bine partea aceasta cu grijă de tine, pentru că până la urmă despre asta vorbim și îmi spuneai, vorbeam cu Cristina înainte de a începe interviu și îmi spunea că această îngrășare s-a petrecut pe parcursul a mai multor ani, ani în care practic tu nu ai mai avut grijă de tine, deci nu a fost așa un cumul de kilograme care au apărut peste noapte, a fost un proces îndelungat de la venirea mea în București la 18 ani, odată ce am venit la Vocea României la facultate, până acum 3 ani.
am tot luat de la an la an. Am mai avut perioade când stagnam sau când am plecat cu 48 de kilograme de la mine din oraș și m-am trezit așa, peste câțiva ani, vreo 8 la număr, 9, cu 67 și eram alt om în oglindă. Cristina nu mai era cea pe care o vedeam eu în poze sau în alte filmări din trecut. Eram un om urât. Nu mai îmi plăcea de mine, știi? Din punct de vedere fizic, emoțional, psihic, eram ok, dar urât pe exterior. Nu cred în treaba asta, că nu contează exteriorul și că sufletul bun ne face plăcuți. E adevărat, dar e o chestie care merge în paralel. E vorba mai mult de percepția pe care o ai tu despre tine. Da. Sunt convinsă că ceilalți din exterior nu te vedeau așa cum tu o vedeai pe Cristina din oglindă. Nu, dar mă vedeau și grasă. Cred că aia era lupta. Urâtă, să zicem, nu, dar grasă mă vedeau. Mi se spunea că sunt grasă. Și cum reacționai? Nu era plăcut. Îți dai seama, dar acceptam pentru că știam că sunt grasă. Oricât încercam să ascund prin haine, de multe ori lungeam pozele ca să par mai prin diverse aplicații care modifică și până la urmă a trebuit să fiu nevoită să mă accept așa cum sunt și să fac o schimbare radicală cu mine, nu prin poze, pentru că mă mințeam pe mine și în oglindă nu te poți minți, adică în oglindă cele 67 kg se vedeau. Mi se pare așa un act de curaj să vii în fața publicului și să recunoști faptul că toată lumea o face, toată lumea mai umblă un pic la fotografii, mai punem o lumină, mai tragem de un colț ca să iasă mai bine. Uite, dar mi se pare așa un act de curaj faptul că vii și spui chestia asta. În perioada respectivă când era necesară treaba asta, da, dar acum nu. Modific și maxim o chestie de lumină, matifiere, ceva, dar nu modific să nu mai par eu. Cea de aici, din fața ta, cu să nu mai fie o concordanță între pozele de pe Instagram și realitate. Nici nu ai nevoie, ai tenul foarte frumos. Mulțumesc, Dumnezeu, da. Trăsăturile foarte armonioase, ai ochii foarte interesanți. Mulțumesc, Georgiana. Deci, și știi că ți-am spus că ai niște ochi superbi la început. Iată că și facem... că semeni cu mama mea. Într-adevăr, uite, nu avem o poză cu mama ta, s-o rulăm, dar am observat și eu. Cine știe, uite, să facem un test, da. ADN, nu se știe cum am, poate suntem surori. Sunt sigură că și tu ai o mamă frumoasă. Da, cu siguranță. Da. Cum a fost pentru tine momentul în care ai început să devii noua Cristina, care te-ai văzut cu cele minus 18 kg și spui că ai început o nouă viață, că ți-a schimbat viața, doamna nutriționist? A fost o schimbare radicală din punct de vedere psihic. Am primit o încredere de sine extraordinar de mare și simplu fapt că mă puteam îmbrăca cu orice era o bucurie în fiecare zi. Bineînțeles, și proiectele s-au legat ulterior, pentru că în domeniul în care activăm noi contează foarte mult imaginea. Și automat contractele au venit unul după altul și odată cu această schimbare fizică care a fost evidentă, că de la 67 de kg la 50, la 1,65, adică hai să zicem că dacă ești mai înaltă, se vede mai puțin, dar la mine s-a văzut total. Și mi-a priit, mă simt foarte bine, m-am simțit foarte bine. Eu nu mă simțeam bine când eram mai plinuță. Aveam stări de anxietate, mâncam foarte mult dulce, nu reușeam să dorm foarte bine. Nu aveam chef să ies din casă de multe ori. Nu-mi plăcea nimic cum stătea pe mine, nu aveam chef de nimic, oboseam foarte repede. Probabil mulți oameni se confruntă cu treaba asta. Dar orice făceam mi se părea, adică eram obosită mereu. Te-ai dus cumva și într-o, într-o oarecare depresie? Sau... Depresie e mult spus. Adică am citit, m-am documentat, am analizat cazuri de depresie și mi-am dat seama că depresia este o boală care poate fi tratată, dar eu nu am fost în depresie. Pur și simplu au fost niște perioade anxioase. Toți cred că am avut un atac de panică odată în viață. Sau toți am avut gânduri mai negative care ne-au făcut sau nu ne-au motivat să ne... Sau frici. Sau frici. Ai, asta e, da, e despre frici. Da, am avut niște frici pe care ulterior cu multe,
ședințe și la psiholog și cu multe informații de pe net sau din anumite cărți, am reușit să le depășesc în timp. Tot în ultim... Dar tot mai am o frică câteodată. Care este frica ta cea mai mare? De întuneric. Nu prea îmi place să adorm pe întuneric. Sunt momente și momente când sunt... Depinde de ziua respectivă și de cum am încărcat din energiile pe care le-am împărțit cu oamenii. Dar uneori nu prea... Țin așa o lumină acolo de veche să fie. Un televizor? Un nu prea indica televizorul, o lumină, un beculeț mic așa. Dar asta o ai din totdeauna? Din copilărie, pe am dormit, nu știu dacă pot să zic acum, dar ție îți spun, am dormit până târziu cu mama mea și schimbarea... Când am început să am prima prietenie, târziu, în liceu, atunci am început să dormim separat. Și cumva, știind-o mereu aproape de mine... schimbarea, venirea la București, clar a fost un dezechilibru total. Și singurul copil, m-am trezit singur aici, fără singură cuc, fără nici măcar o rudă îndepărtată sau ceva. Ai simțit așa oarecum o anxietate de separare? Da, pe care n-am conștientizat-o în primul an sau în al doilea, ci în timp. Am simțit lipsa lor în perioada adolescenței, că eram tot o adolescentă și atunci un pic mai mare. Și acum, cum e relația ta cu mama ta? Oh, e una foarte bună. Noi comunicăm foarte des și despre orice. E ca sora mea mai mare. E exemplul meu de femeie. Am spus-o și o să o repet la infinit. Mi se pare că m-a făcut de foarte tânără, la 20 de ani. A renunțat, poate, la anumite priorități pe care cineva în ziua de astăzi le poate avea la 20 de ani, la o carieră, de exemplu. Și m-a ales pe mine, cumva îi dedic tot ei, dar și tatălui, pentru că au fost uniți în ceea ce mă privește și au investit timpul lor, banii, tot ce s-a putut în mine ca să-mi urmez drumul, în primul rând, să merg la o școală bună și să fiu un om plăcut astăzi. Și în cariera artistică, bănuiesc că a fost foarte importantă susținerea lor. De mic copil, încă de când au aflat că am voce și ureche muzicală, m-au dus la școala de muzică și în clasa 1 deja am început să merg la primul concurs de muzică, avizat cu oameni mari de la noi, domnul Viorel Gavrilă, mă rog, tot felul de oameni din muzică, compozitori, producători. Am luat locul 2 și de aici a fost startul, adică a fost o confirmare a faptului că pot să fac treabă. Și ulterior, bineînțeles, am câștigat și locul 1 și trofee, am undeva la peste 45 acasă la mine. După care am intrat în industrie. Tot ce știam pe de altă parte din festivaluri s-a schimbat în momentul în care am intrat într-un studio din București profesionist și am lucrat cu oameni avizați în domeniu, pentru că acolo era un stil de muzică, se cânta într-un fel, ulterior industria însemna altceva. Și atunci, cumva, a trebuit să renunț la tot ce știam ca să mă adaptez la o nouă evoluție pentru a face treaba asta așa, cât mai bine. Și iată că acum ai din nou în față o nouă provocare, o nouă schimbare, o nouă adaptare, să o numim. Și trebuie să le povestim oamenilor de acasă că e un pas important, e o schimbare destul de mare. Cred că știu. A stilului. Da. Așa. După proiectul de la Te cunosc de undeva, unde am și câștigat unul din momente cu piesa lui Florin Salam, Saint-Tropez, dar am avut un moment balcanic alături de Silvian Voicu și Taraful, am decis împreună de comun acord că ar fi o provocare pentru toată lumea să lansăm și o astfel de piesă pe lângă proiectul Pop R&B Cristina Vasiu, pe care încerc să funcționez cu el de ani de zile de când am venit în București. Și atunci avem deja o piesă pregătită, urmează să-i filmăm și videoclip și să o lansăm, să vedem cum prinde, ce spun oamenii, dacă le place de mine în postura asta. Până acum ce reacție ai avut? Stilul acesta balcanic a mers întotdeauna și merge în continuare, adică este foarte bine primit de public. Noi suntem un popor balcanic la bază și cumva la orice petrecere o muzică de voie bună este binevenită. Nu știu dacă tu ai fost pe la un eveniment unde să nu auzi vreo piesă măcar balcanică, nu neapărat manea.
Într-adevăr, întotdeauna... Întotdeauna oamenii se simt bine și pe astfel de piese și cred că n-ar trebui să fugim neapărat de stilul ăsta, ci ar trebui să, sau de muzică în general, să punem etichete. Ar trebui să ne simțim bine. Pentru că și în alte genuri muzicale sunt poate mesaje mai tăioase, mai dure, care sunt pur și simplu în trending sau cool sau la modă pentru noua generație. La fel cum și acest stil, da, de mână, a devenit și el prioritar pentru alt gen de public. Și atunci ne adresăm și unora și altora. Dacă tot ești fost concurent Eurovision și ai experiență dublă, să-i spunem, trebuie să te întreb părerea ta despre selecția din acest an. Și chiar am avut printre cei 10 finaliști a fost și melodia Minodorei. România mea, dacă nu mă înșel, se numește, compusă de Costi Ioniță. Și a fost oarecum criticată, a primit așa câteva păreri înainte de finală. Au fost așa ca un mic scandal în jurul melodiei. Ce părere ai tu despre melodia aceasta, dar și despre finalist și cel care ne va reprezenta? N-am urmărit cei drept pendelete, adică nu știu exact toate momentele și tot ce s-a întâmplat acolo. Am fost cumva încântată să pot să-mi susțin un prieten care în 2017 m-a ajutat și el la momentul cu Set the Skies on Fire de pe scenă, de la selecția Eurovision din finală, că am ajuns până în finală, pe locul 5. Despre Moise este vorba, cu piesa Guilty, Johnny Bădulescu, ne știm de mici copii noi și mi-a plăcut foarte mult momentul lui, ce-i drept. Minodora a avut o piesă foarte bună și zic în continuare că e bună, de lansat pur și simplu, nu neapărat pentru Eurovision. Piesa este foarte bună de lansat pentru noi, ascultătorii. Iar, într-adevăr, câștigătorul, pe el l-am văzut, s-a simțit ca și un... a fost ca la spectacol, ca la un show cu public, mi s-a părut foarte profitat momentul și dansatoarele au fost de excepție, am spus-o unor prieteni, mi-a plăcut foarte mult momentul, e adevărat. Merita, așa că ținem pumnii, indiferent cine participă, noi ca și țară trebuie să fim uniți și să susținem orice concurent care a plecat de aici și reprezintă țara cu mândrie, pentru că nu putem să fim hateri, să dăm coate stânga-dreapta, nu merita, e al nostru și trebuie să mergem cu el înainte. Foarte frumos spus. Da. Cele două participări ale tale ai avut de înfruntat, așa, te-ai bătut, să spunem așa, da, foarte plastic, cu niște artiști foarte mari de la noi. Au fost niște competiții grele și în 2015, dar și în 2017. În 2015 ai fost pe locul 4. Da. Și am fost cu Luminița Anghel, cu Temișan. Eu am crescut cu muzica Luminiței Anghel și mi s-a părut întotdeauna cea mai bună voce și cred în continuare cu tărie că este cea mai bună voce feminină de la noi din țară. Cântă și sus și jos și cântă orice și are o dinamică și este un vulcan pe scenă. Și cunosc personal, este născută în aceeași zi cu tatăl meu, Balanță, și în același an. Deci, cumva, nu doar faptul că îmi place ca și artist, dar și chestia asta m-a impresionat că e născută în aceeași zi și în același an cu tata. Mie îmi place foarte mult de ea. A fost și ea în selecția de atunci. Consider că merita să câștige, că a avut o piesă foarte tare, o compoziție de a lui Andrei Tudor. Au fost băieții de la Voltaj, a fost Temișan, au fost multe nume grele, nu mai mi-amintesc exact acum, dar pe ei mi-amintesc pentru că știu că au avut niște momente foarte faine și niște piese foarte bune. În 2017 au fost... nu știu că a fost atât de greu ca în 2015, dar au fost tot așa nume mari din industrie, de vârsta mea. Semnați pe la diverse case de discuri. Țin minte că au câștigat Ilinca cu Iodelate, din câte știu. Eram la aceeași casă de producție, la Cat Music. Și ei au plecat cu momentul mai departe. Adică a fost o experiență foarte mișto, foarte plăcută. Dar Eurovisionul este așa, dacă ai o echipă în spate, dacă ai o piesă câștigătoare,
se merită să mergi la sigur dacă știi că vei reprezenta țara. Dacă nu, doar ca să participi așa la infinit și să fii printre alți participanți, cred că nu are sens. Mai bine lansezi o piesă sau investești, pentru că e o investiție acolo. Trebuie să plătești niște oameni care vin în spatele tău ca să creezi un moment, un show. Trebuie să știi ce înseamnă, să faci niște haine care să arate într-un fel. Nu poți să mergi oricum. Și atunci, decât să mergi doar ca să fii printre niște oameni la număr, mai bine mergi pe drumul tău și îți investești în propriul tău proiect și faci o piesă. Nu știu, eu așa o gândesc acum. Adică am mers de două ori, a treia oară cu siguranță îmi doresc să merg să câștig și să fie cu noroc și succes, dar momentan încă n-am găsit piesa aia. În momentul în care apare piesa aia, cu siguranță voi mai încerca o dată a treia oară. Cu ce gust ai rămas din cele două experiențe, așa, per total? Că părerile sunt împărțite întotdeauna. Și s-a creat iarăși o controversă și un întreg scandal în jurul juriului, multe nemulțumiri. Tu cum ai perceput atunci lucrurile? Era Paula Selling atunci în juriu, Ovi, nu mai țin minte toate persoanele care au fost, însă întotdeauna juriul cred că este ales, cel puțin anul ăsta cred că s-au gândit să acapareze toate generațiile, motiv pentru care l-au luat pe Randy, au luat-o pe Ozana pe altă parte, a fost și Cristi Faur pe altă parte și a fost și Adrian Romcescu, nu? Zic bine? Ah, a mai fost ajută-mă tot. Alexandra Ungureanu. Deci cumva au acaparat toate generațiile din punctul meu de vedere și toate stilurile muzicale, că toți erau diferiți. Nu știu dacă suntem în măsură neapărat să criticăm juriu. Dacă oamenii sunt acolo, cred că își merită locul și mi se pare nepotrivit să facem treaba asta după. Adică doar pentru că persoana de care ne plăcea nouă n-a fost aleasă sau n-a câștigat. Însă, ca și gust al competiției, nu mi-a lăsat un gust. E o echipă frumoasă la TVR. E un concept, e poate cel mai important concept din punct de vedere al unei competiții, Eurovisionul. Nu există altul mai mare. Mai era Cerbul de Aur, nu mai e. Mai era Mamaia, nu mai e. Și sunt show-urile TV muzicale, România au Talent, Vocea României și X-Factor. Adică ar trebui să ne mândrim că avem și noi Eurovisionul ăsta și cândva, poate în viața asta, reușim să-l aducem și la noi în țară. Asta ar fi o mare realizare. Dar observ așa în tot parcursul tău artistic că ești extrem de competitivă. Da, adică să știi că de mică competițiile am avut... artistice au fost viața ta, ca să spun. Ai fost la festivalul Mamaia și ai câștigat și acolo locul 2, dacă locul nu mă înșel. Locul 2 odată și locul 1 în 2010. Și locul 1, uite, iată, 2010. Păi, hai să zic de ce, Georgiana. Pentru că era singura alternativă în care puteai să cunoști oameni de muzică și în care puteai să îți demonstrezi să aduni o oarecare experiență cu scena, cu publicul. De la an la an ești evoluat. Adică, mai ales dacă începi de mic copil, ulterior te pregătești. Adică, eu cred că e o etapă incipientă care ulterior trebuie cosmetizată cu industria, că e total altceva. Și bineînțeles să ai atitudinea ta și să fii tu întotdeauna, să nu copiezi. Să te inspiri, să furi de acolo, că e o meserie care se fură și în dans și în muzică, să furi și de acolo și de acolo și de acolo, adică să te uiți la tot ce înseamnă muzică actuală și în afară și la noi și să-ți găsești un stil pe care, bineînțeles, să-l aduci în fața oamenilor cât mai real, că se vede dacă nu ești tu cu adevărat. Într-adevăr, toate aceste experiențe te-au ajutat să-ți găsești tu stilul, să-ți creezi tu propria cale. Nu neapărat doar eu, îmi place foarte mult să cred că și oamenii cu care am lucrat au avut un aport la treaba asta. În studiourile în care am intrat m-am lăsat modelată, n-am mers încăpățânată și să o țin pe a mea, nu, domnule, eu vreau să cânt așa și dacă nu e așa, nu mai vreau să cânt. Nu, m-am lăsat modelată, am considerat că am ce să învăț de la oameni care au confirmat pe piața românească și care au avut niște piese în topuri și cu siguranță atunci a existat o armonie. Deci
cumva eu am mers cu pachetul meu, dar și ei au completat la evoluția mea muzicală, la cântatul meu, la produsul finit pe care l-am lansat ulterior, ca să sune cât mai bine, cât mai actual, cât mai potrivit pentru ce se cere acum. Vorbeam mai devreme despre hate-ul din online. Da, e full. Și vii acum cu acest proiect nou, care va avea multe reacții. Te aștepți și la, nu știu, un val de critici în sensul ăsta, că uite, avem exemplu, de exemplu, al Loredanei, care a lansat recent, anul trecut, tot așa, o melodie în stil balcanic și părerile au fost foarte împărțite. Ideea e că părerile au fost foarte multe. Clipul respectiv a ajuns viral, nu știu, în câteva ore, a fost o bombă. Nu mai știu exact cum se numește melodia, n-aș vrea să mint, însă cred că toată lumea știe despre ce melodie este vorba. Da, eu știu la ce te referi, da. Mie nu mi-este teamă de hate și o să-ți zic sincer de ce, pentru că eu nu am avut o adolescență ușoară în liceu, cumva am fost marginalizată din punctul ăsta de vedere de colegii mei de breazlă de acolo și la participarea mea la Balul Bobocilor a fost un moment foarte urât în care oamenii m-au huiduit, că, vezi, adică hate-ul a existat doar pentru simplu fapt că am un talent și fac altceva la o școală de profil real. Și atunci cumva m-au pregătit pentru ceea ce va urma mai târziu. Și nu mi-e frică de faptul că s-ar putea ca unii oameni să dea cu noroi, însă nu e despre asta. Muzica e o chestiune de gust și de stare, cred. Și de stare. Și în momentul în care vrei să vezi binele dintr-un produs muzical, cu siguranță îl vei auzi și îl vei vedea. Dacă nu vrei, vei vedea răul și în alt stil. Nu cred că e important neapărat stilul. Că s-ar putea să lansezi o piesă și dacă nu-ți place de mine ca om, nu-ți va plăcea nimic, deși piesa poate să fie foarte bună. M-ai șocat așa un pic cu ce ai povestit adineauri cu bullying-ul. Da, e un pentru fel că de este un bullying psihic. Bullying psihic, da. Indiferent. Doar pentru faptul că făceai și altceva. Făceam muzică, da, și aveam oarecare înțelegere din partea profesorilor. Când lipseam, pentru că plecam la concursuri câteva zile, mă întorceam, cumva nu imediat, dacă nu eram pregătită, hai să o bombardăm cu 2 și 3. Și cum ai reacționat în momentul acela când erai pe scenă la Balul Bobocilor și ți-ai auzit huiduiel? Ți-am zis că eram luptătoare și, adică, mama mea plângea efectiv și spunea, băi, Cristina, renunță, nu te mai du, măi, mamă. Și am preferat să merg. Și ce crezi, le dădeam și pupici. Făceam așa și toată sala era, știi? Na, pentru că a fost un moment cu doamna director, care în momentul în care cântam jotem la o repetiție, că fiecare om trebuie să aibă, fiecare participant are un moment artistic. Cântam jotem la momentul meu artistic, nu erau ei, nu rezonau prea bine cu stilul ăsta de muzică, au râs, eu m-am supărat, am plecat, a fost o chestiune de asta de câteva minute și am dat nas în nas cu doamna director pe hol, în timp ce eu plângeam, mergeam spre casă, care bineînțeles că a fost deranjată, băi, nu se poate, avem și noi un talent în școala asta și ne batem joc de el, hai înapoi, și a existat, de atunci toată lumea m-a urât, a existat o discuție mai faptul că mai ai fost aprinsă, apărată. Exact, că au văzut-o altfel ei și atunci, na. Mai ții legătura cu colegii? Nu. Următoarea întrebare. Nu. Cu mulți dintre ei nu, dar cu câțiva, da, uite, anul ăsta merg la câteva nunți. Bănuiesc că nu dintre aceia care... Care m-au huiduit. Nu, Doamne ferește, nu. Dar cred că, oricum, au fost o perioadă imatură și pentru ei. Erau copii. Mie mi se pare important de discutat despre acest subiect, pentru că sunt tineri care ne urmăresc și poate au parte la școală sau, nu știu, în fața blocului sau să printre prieteni de situații din acestea. Sunt zile în care simți, adică oricât de puternic ai fi, sunt zile în care toată situația asta te copleșește, te sfârșește. Pentru că vrei și tu să ai pe cineva aproape cu care să împarți o... Și eu eram destul de lipicioasă, de prietenoasă ca om. Și așa sunt, așa am rămas. Adică nu m-am schimbat că am avut trauma asta în adolescență. Mi-am dat seama că sunt oameni care nu rezonează cu tine, nu te vor în viața lor și asta e. Dar dacă, nu știu, dacă erai un om mai slab de caracter, să spunem, mai sensibil și puteai oameni, să renunți la visul da, tău și la talentul tău. Să te mute de la școală sau rămâi cu diverse probleme. De, sau te cu trac de scenă. Cu trac de scenă, cu trac de a cunoaște oameni noi.
ai diverse frici. N-am pățit treaba asta pentru că am avut doi părinți care au lucrat acasă și mi-au oferit ei toată dragostea și am crescut într-o familie frumoasă și bineînțeles pentru mine se compensa în momentul în care eu abia așteptam să plec la un concurs. Pentru că acolo erau alt fel de oameni ca și mine și mă înțelegeam foarte bine cu toată lumea. E, că mă întorceam, niciodată artiștii nu o să se înțeleagă neapărat cu oamenii pragmatici. Sau există un echilibru, depinde. Eu cred că oamenii pragmatici trebuie să aibă și o latură artistică în ei. Dacă nu o au, nu prea au cum să înțeleagă, că noi suntem mai greu de înțeles. Care ar fi cel mai frumos moment din cariera ta artistică? Nu știu, momentul care îți creează cea mai multă emoție când ți-l amintești. Au fost multe așa, adică și din reușite, chiar au fost multe. Și Eurovision a fost un moment mișto, dar cel mai important proiect de până acum a fost Te cunosc de undeva. N-am știut niciodată, adică a fost și un moment actoricesc, pentru că a trebuit să mă transform în bărbat, să port chelie, să cunosc niște oameni foarte mișto, toți de acolo și să se... Adică a fost o atmosferă pe care uiți greu ca și energie. Și acolo m-am simțit cel mai bine ca și artist. A fost un moment complex. Din toate punctele de vedere. Și a fost un moment care îți dădea ție șansa să arăți mai mult decât poți, să practic. Să arăți mai mult decât poți, asta e. Doar că eu m-aș fi distrat mai mult un pic. Adică am fost, fiind și prima dată, mulți dintre concurenți, dintre colegi, deja aveau 4-5 apariții consecutive la același proiect. Eu mi-am dorit să arăt oamenilor, nefiind atât de cunoscută, că fac un moment bun și muzical, dar și actoricesc. Și atunci nu m-am distrat, adică n-am fost pe partea de divertisment atât de înfocată să fac cateringă la canapea sau să intru în tot felul de polemici de astea pentru TV și mi-am văzut de treabă mai mult. Dar cu siguranță dacă se repetă experiența, o să mă distrez mai mult a doua oară, pentru că deja ce a fost de demonstrat s-a demonstrat și vreau să mă bucur din plin de tot ce va fi. Mi-a plăcut cum ai descris că ți-ai văzut de treabă. Tu, în general, ți-ai văzut de treabă așa și ești un artist care și-a văzut de bucățica lui și de așa munca e, da. Lui. Și nu poate că de asta încă stă în pătrățica mea. Ajungem și la mondenități. Că... Bine, e mult spus mondenități. La viața personală, să spunem. Da. Pentru că ai trecut recent, da, destul da. De recent, printr-o, nu știu să-i spunem, separare. O dezamăgire. Viața a fost amoroasă. O dezamăgire, să știi că am crezut foarte mult în relația aceea. Nu neapărat în omul respectiv. Mi-am dorit foarte mult în perioada aceea o familie și să mă așez. Așa am zis eu, că spre 30 de ani să se întâmple lucrurile altfel. Când am intrat în relația respectivă, aveam 28, a ținut până acum 5 luni, da? Și mă îndreptam ușor cu pași mici spre 30 și cumva voiam o stabilitate deja la 30 de ani. Mi-am dat seama că lucrurile nu se întâmplă atunci când vrei tu și că oamenii n-apar în viața ta... Așa, adică n-apare omul potrivit când îl vrei tu. Apare când trebuie. Apare când trebuie. Și eu mi-am dorit, pentru că mi-am dorit foarte tare, am crezut că acela e omul potrivit. N-a fost. Dar era doar o dorință de-a mea asamblată pe, știi ce spun? Ai proiectat practic am dorințele proiectat tale. Dorințele mele pe un om total nepotrivit. Și când ai realizat că nu era? Sau realizat, cum ai realizat? Păi am realizat după vreo 5 luni când... Lucrurile între noi au început să denatureze urât și să existe niște comportamente deviante și total deplasate pentru un cuplu din partea masculină și bineînțeles că o femeie nu poate să accepte să trăiască așa cu nimeni și lângă nimeni, motiv pentru care lucrurile ușor-ușor s-au separat total. Ți-a fost greu să iei decizia, având în vedere că tu apucasei să proiectezi toate acele dorințe și să-l vezi într-un anumit fel și să-ți imaginezi poate un viitor cu persoana respectivă? Să știi că încă de la primele mici clinciuri și cu familia și cu relația pur și simplu, am știut că nu va merge departe, însă
nu eram, adică nu speram în sinea mea, am trăit cu speranța că va fi bine, dar știam că nu va fi omul lângă care să fac copii, să mă căsătoresc și așa mai departe. Deși eu îmi doream și am spus treaba asta. Adică nu puteam să vin după ce m-am despărțit să neg totul. Nu, pentru că așa trăiam și așa am simțit atunci. Dar lucrurile, viața te surprinde. Și oamenii sunt foarte schimbători. Din păcate. Așteptările pe care le creionăm de la oameni sunt, fără să vrem, urmate de dezamăgiri. Orice așteptare aduce și o dezamăgire dacă ai așteptări prea mari. De asta am învățat să nu mai am așteptări de la oameni, ci doar de la mine, de la familie. Și să nu mai existe... Să las lucrurile așa să se întâmple în voia lui Dumnezeu și cum trebuie, când trebuie. Când trebuie, când o să fie, să trebuiască, când va fi, să-L aducă Dumnezeu în viața ta. Cu siguranță așa va fi și simți cu toți porii și cu toată inima. Eu așa cred. Un portret robot așa, cam cum ar trebui să arate. Să știi că n-am avut. Uite, îmi plăceau bărbații bruneți, înalți, cu căprui, așa e taică-mea. Dar îmi doresc un om care să semene măcar sufletește cu mine, să fie un om bun acolo. Nu contează aspectul fizic. Sunt alte lucruri care mă liniștesc. Nu ochii verzi, albaștri, căprui, ci pur și simplu sufletul omului, vocea caldă. Știi ce zic? Am ajuns la o vârstă la care apreciez alte lucruri. Și bineînțeles, să aibă o stabilitate financiară, emoțională, ok, pentru că nu aș putea niciodată să stau cu un bărbat leneș, cu un bărbat dezorganizat, cu un copil mai mare și să fac niște copilași cu un copil mai mare. Nu aș putea să fac niciodată treaba asta. Adică trebuie să fie bărbat din toate punctele de vedere și în momentul în care ne întâlnim, nu spun să-ți neglijezi mama, familia, tatăl, surorile sau ce ai tu, dar prioritatea principală pentru tine ca bărbat trebuie să fie femeia de alături. Cu care vrei să construiești ceva. Corect, pentru că ea va fi viitoarea ta familie. Eu așa văd lucrurile. Dar între timp ne bucurăm de noul proiect și ne bucurăm că ai venit astăzi să ne povestești despre el și îl așteptăm cu sufletul la gură. Doamne, aștept să iasă cât mai repede. La voi cu siguranță o să vin și cântăm aici, așa măcar acustic, dacă o să normal, se poată. Da, evident, facem posibil, cum să nu. Cristina, îți mulțumim mult de tot pentru astăzi, că ne-ai lăsat să te cunoaștem un pic mai bine și ne-ai spus așa unele lucruri destul de sensibile. Și eu îți mulțumesc, Georgiana, pentru revederea asta și pentru interviul ăsta frumos. Și în cazul în care oamenii sunt curioși, eu am pierdut vechiul cont de Instagram pe care l-aveam, Cristina Vasiu. Acum încerc să pun același content din nou pe noul cont, Cristina Vasiu Oficial. Și în rest, cu același nume peste tot, pe toate conturile de social media, YouTube, Instagram, Facebook și așa mai departe. Ne vedem acolo cu toate noutățile. Mulțumesc încă o dată. Mulțumim și noi. Îi dăm follow Cristinei, iar dumneavoastră vă mulțumim că ne-ați urmărit și ne vedem data viitoare.